Doamnelor și domnilor, nou termen în dosarul Vlad Pascu, cel care a provocat accidentul rutier de la 2 mai, în urma căruia doi tineri, vă reamintesc, că și-au pierdut viața. La judecătoria Mangali are loc toate aceste demers. Astăzi vor avea loc mai multe audieri la judecătoria Mangali. Acolo se află Antonia Ispas, colega mea, și vine într-o transmisiune specială. Te ascultăm, Antonia. Bun găsit, domnilor și domnilor. Noul termen din procesul lui Vlad Matei Pascu, tânărul drogat care s-a urcat la volan și a omorât doi tineri cu mașina, accidentând grav alți trei, a început. I-am văzut venind pe părinții lui Sebastian Olariu, una dintre victime, pe mama Robertei Dragomir, tânăra moartă în accidentul rutier. De această dată păreau descumpăniți și oarecum neîncrezători în justiție, dat fiind faptul că la termenul trecut li s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor și din vătămare corporală din culpă în tentativă de omor. Se află toți acum în sala de judecată, față în față cu Vlad Matei Pascu, care a fost adus de la penitenciarul Poarta Albă și asistă la proces din boxa acuzaților. Astăzi vor fi audiați mai mulți martori, dar se va discuta și despre o cerere către instanță de a dispune suplimentarea expertizei medico-legale, astfel încât să se poată demonstra faptul că tinerii care au supraviețuit accidentului au fost grav răniți, mai au nevoie în continuare de zile de îngrijiri medicale. Nu sunt suficiente cele care au fost acordate inițial de medicina legală din Constanța. Rămânem și noi aici și să vedem ce anume va decide instanța. Suntem foarte dezamăgiți, nu mai avem nicio speranță. Se pare că legile din țara asta sunt făcute doar pentru... Adică sunt făcute să nu fie respectate de oamenii cu bani. Este foarte greu. De când am aflat că toată săptămâna am fost terminați. Spune cineva, după cum vi se pare că merge până în acest moment procesul și ce credeți? La câtă încredere aveam eu în doamna judecător, s-au șters toate, nu mai am nicio încredere în nimeni. Dar din ce motiv? Nu știu. Vom face apel, asta a mai rămas ultima șansa noastră, apelul, dar sunt speranțe mici.